Bună găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Profesii, Educație, Carieră. Emisiunea în care joi seara, începând cu 19:20, prezentăm diferite povești, diferite cariere, diferite, să spunem așa, evoluții în viața unora dintre noi, modul în care ne-am ales profesiile, ne-am ales cariera, modul în care ne-am educat și, de ce nu, povești ale unor oameni cu totul de excepție. Astăzi, invitata ediției este doamna Vera Iliescu, reprezentanta pentru România a Clinicii de Microchirurgie a Ochiului Academician Feodorov din Federația Rusă, o clinică aflată geografic în orașul din Federația Rusă numit Cheboksary. Noi am mai vorbit de fapt la Litoral TV despre această clinică care, iată, face minuni pentru că mulți dintre cei care au vizitat-o au revenit acasă vindecat și mai mult decât atât boli incurabile care blochează într-o anumită măsură operația sau intervenția de microchirurgie. Nu puteau fi făcute aceste intervenții în Federația Rusă. La această clinică se pare că a evoluat foarte mult tehnologia și operațiile pot fi realizate în orice situație se află acel bolnav sau cel care este, căruia îi este afectată vederea. Dar o lăsăm pe doamna Iliescu să ne vorbească despre această reușită științifică și, bineînțeles, carieră cu totul de excepție a celor care acolo se ocupă de lumina ochilor, la propriu vorbim, pentru că ei îi fac pe oameni să vadă din nou. Bun revenit! La mulți ani, că nu ne-am văzut deloc pe anul ăsta la televiziune. Mulțumim! Și dumneavoastră la fel, la mulți ani! Sărut mâna și mulțumesc mult că ați ajuns la această emisiune. Felicitări pentru ce faceți! Mulțumesc! Iată, a mai trecut un an. Da. A mai trecut încă un an în care puteți să vorbiți despre experiența pe care ați avut-o, despre modul în care ați mers cu mai mulți dintre cei afectați în Federația Rusă. V-ați întors, v-ați bucurat deopotrivă cu ei pentru redobândirea vederii. Să vorbim puțin de noile tehnologii care au fost descoperite și cu care de fapt se face intervenția sau se fac intervențiile în Federația Rusă și știu foarte bine că este vorba de un tip de intervenție numit tratamentul atrofiei nervului optic. Da, exact. Tratamentul atrofiei nervului optic deocamdată se tratează cu succes în Federația Rusă. Până la această clinică, la această clinică, Fedorov. La clinica microchirurgie a ochiului Academician Feodorov din orașul Cheboksary. Tratamentul pentru atrofie de nerv optic include mai multe etape. Deci este un tratament conservator care presupune un tratament individual pentru fiecare pacient în parte, în funcție de durata bolii pe care pacientul o are, vârsta și mai multe cauze care au condus la atrofierea nervului optic. Iar pe lângă tratamentul conservator se mai fac tratamente magnetostimulări, electrostimulări, laser-stimulări. Această combinație de tratament, specialiștii de la Clinica Feodorov au făcut-o împreună după mai multe cercetări în domeniul acestui domeniu cu specialiștii de la Institutul Lomonosov, din de la Moscova, da, este... E celebra universitate. Este celebra universitate. Și institutul activează pe lângă această universitate. Bineînțeles, cu departe. Am și vizitat-o. Universitatea este un mamut, e supra deosebită și supradimensionată și e cu totul și totul bine organizată la nivelul de excelență, să spunem așa, specială. Și se consideră una dintre cele mai performante facultăți, universități din Federația Rusă. Din Federația Rusă, da. Și cu departamentul de biofizică au introdus anume și magnito, electro și laser stimulare. Ce permite acest tratament? Pe lângă tratamentul conservator pe care îl execută pacienții în clinică, electrostimularea și magnetostimularea stimulează acele părți ale nervului optic care, din păcate, au mai rămas încă vii. Și atunci, în combinație cu acest tratament, se poate readuce la o îmbunătățire a vederii.
Să știți că pentru medici atrofia nervului optic este foarte, un proces foarte greu. Problematic, adică problematic, nu le este ușor, pentru că cu cât este mai din timp depistat diagnosticul, cu atât șansele, progresele sunt mai bune. Medicii acestei clinici spun că dacă se simte recuperarea între 5 și 10% din vederea pe care a avut-o pacientul la momentul intrării în clinică, atunci este un rezultat foarte bun. Știu că această afecțiune, această atrofie intervine atunci când există leziuni ale ochiului, există boli ereditare. Da. Să enumerăm puțin boli ereditare și leziunile ochiului pot fi multiple. Lovituri, eu știu... Lovituri, poate să fie și intoxicații. Intoxicații. Sau anumite, eu știu, inflamații, cum ar fi conjunctivita netratată. Conjunctivita. Sau, da? Chiar se poate întâmpla și în cauza unei afecțiuni respiratorii, cum este gripa. Și poate afecta nervul optic, da? Nervul optic, care poate duce, uitați, la atrofia parțială a aparatului vizual, pierdere din vedere. Bolile ereditare poate fi o altă cauză. O altă cauză care la fel... Și la boli ereditare ce am enumerat aici? Diabetul? Diabetul poate să fie și glaucomul, care tot este o boală ereditară. Poate să fie și aniridia, care am vorbit în... E o afecțiune mai rară, dar este o afecțiune mai rară, dar să știți că anul trecut am avut un pacient care nimeni n-a știut în România că acel copil, care atunci avea 18 ani, el a suferit din naștere de aniridie. Care... N-a reușit nimeni să-l depisteze, să dea un diagnostic? Nu. Din păcate nu s-a pus diagnosticul de aniridie. După lungi investigații în perioada, am plecat în octombrie anul trecut 2016, după 47 de investigații făcute în această clinică, s-a depistat că copilul suferă de aniridie. Foarte interesant. Avea lipsa parțială a irisului la ambii ochi. Din naștere? Din naștere. Cum și-au dat seama medicii de acolo? Au făcut o investigație mai anunțită? Da, sunt niște investigații suplimentare pe care se face o analiză genetică atât a copilului cât și a părinților. O aparatură... A fost și părinții, l-au însoțit? Tatăl. Tatăl. Este o secție special dotată, este un medic care se ocupă numai de această afecțiune. Detectarea, de fapt, detectarea, și diagnosticarea Și diagnosticarea, exact. Uitați că aceasta, la fel, a dus și la duce și la atrofierea parțială. Sau câteodată, dacă nu se depistează și nu se tratează, poate ajunge duce atrofia la totală. Atrofia totală, care, din păcate, nu se mai poate remedia. Nu se mai poate trata într-o anumită... Retinoblastomul măsură. Poate să ducă la o afecțiune de genul de atrofie nervo-optică. Iarăși este o boală ereditară. Retinoblastomul, ca să punem pentru cei care nu cunosc termenii medicali, este un cancer ocular. Un cancer ocular, la fel și el mai rar. Da, este foarte rar întâlnit. Ați avut un pacient aici din România cu această afecțiune? Nu, n-am avut. Din fericire. Da. Să mergem mai departe și să discutăm puțin despre modul în care se tratează această boală și modul în care, nu știu, alte afecțiuni, cum ar fi atrofia congenitală, spre exemplu, care de fapt se suferă de la naștere de ele, dar de fapt nu-s descoperite, afectează vederea, își dă seama pacientul foarte târziu și dacă nu e afectat în totalitate nervul, se poate cumva opera sau se poate trata la clinică? Da. Cât durează? Dacă se pot face intervențiile? Dacă nervul optic n-a fost atrofiat în totalitate, deci mai există ceva, atunci se poate fi rezolvată problema, și anume cu acest tratament conservator specific, care este individual. Bineînțeles, șansele de recuperare sunt mai mici față de cei care își depistează din timp. Sau pacientul nu l-a depistat la timp această afecțiune, șansele sunt mai mici. Dar
Medicii din această clinică, microchirurgia ochiului, au avut și sunt pacienți cu asemenea probleme care obțin rezultate. Începând, am vorbit mai înainte, începând de la 5, 10, acum în funcție poate să ducă și la jumătate din vedere. Mă refer nu la atrofia congenitală, deci la atrofia care este dobândit. Da, e parțială afectată nervul, dar totuși există dificultăți a te putea concentra, pentru că știm foarte bine cu toții, dacă obosim prea mult și ne concentrăm prea mult, avem dureri de cap, interacționează într-o anumită măsură nervii optici. Foarte bine merge tratamentul acesta pentru copii, pentru că ei sunt la o vârstă mai fragedă. Da. Părinții depistează din timp această afecțiune și atunci se poate ajunge la un rezultat chiar foarte bun. Am înțeles. Ce facem în cazul în care, spre exemplu, suferim de o boală ereditară, cum ar fi diabetul? Trebuie să facem o investigație în primă fază, să vedem care este nivelul la care suferim, adică ce tip de diabet avem, modul în care putem opera sau, indiferent de afecțiune, putem să mergem și să facem investigația și tratamentul? Indiferent de afecțiune, indiferent cât este de gravă acea afecțiune ereditară care de unde a plecat toată problema referitoare atrofiei nervului optic, atâta timp cât celulele nu sunt încă toate atrofiate, mai există, atunci se poate recupera. Am înțeles. Mai puțin, dar șanse au. Bineînțeles că acest tratament trebuie să fie în permanență efectuat. Mulți pacienți care au plecat acolo le efectuează și în țară, mai puțin cu magnetostimulare, electrostimulare și laser stimulare. Bineînțeles că ei își păstrează cât de cât vederea la un nivel ca să nu coboare. Deci se stagnează, se îmbunătățește și apar progrese pe parcurs. Sigur că da. La Constanța știu că v-ați mutat locația, v-ați relocat. Unde mai precis vă pot găsi cei care doresc de fapt să intervină? Cei care doresc să intervină atunci când vin medicii din Federația Rusă și, așa cum am vorbit în emisiunile anterioare, chiar din câte știu eu în primele emisiuni, noi acum avem și colaborare și cu medicii români. Din ce cauză am făcut această colaborare? Pentru că în perioada în care medicii nu sunt în țară, deci ei pot să se adreseze pacienții la cabinet cu mai multe întrebări pe care, sau cu analize care le-a făcut pe parcursul anumitei perioade și pentru a fi monitorizați. Locația unde ne-am schimbat este în strada Baba Novac numărul 1, în zona casei de cultură, în spatele restaurantului Rapsodia, la cabinetul Optiene. Optiene, da? Optiene, deci este un cabinet dotat. Îi rog și pe colegii mei să afișeze adresa și numărul de telefon pe ecran, ca să poată cei care își doresc să ajungă acolo și să poată găsi. Da, este un cabinet dotat cu aparatură modernă. Pacienții, dacă unii din ei pot să își schimbe ochelarii sau, deci tot le găsim aici în această locație nouă unde ne-am schimbat. Deci următoarele consultații care se vor face la această locație. Știu că trebuie să vin acum medici din Federația Rusă. Când sosesc în Constanța? În luna mai, în perioada 16-20 mai. Am înțeles. Da. Și cei care doresc să facă investigația se programează din timp? Da. Deja au început programările. Programările au început din luna decembrie 2016. Mai sunt locuri, se pot programa la numerele de telefon 0724679024, și la... Să rugăm pe colegii mei să afișeze pe ecran numărul ca să poată să rămână acolo afișat. Da, 613253 este un număr de fix unde pacienții pot să se programeze pentru perioada
respectivă. Atrofia aceasta a nervului optic, știu că la rândul ei antrenează alte afecțiuni la nivelul cerebral, la nivelul creierului, știu că are incidență asupra modului în care putem să fim afectați la uz, la... Da. Da? Să explicăm puțin și aceste, eu știu, tulburări la nivel cerebral, le-am putea numi. Da, deci atrofia nervului optic poate să apară și în momentul unui accident cerebral. Da. A unei tensiuni foarte, mă refer tensiuni arteriale foarte ridicate și, și în urma unui glaucom, care de obicei stadiul 2 și 3, de obicei care nu este depistat la timp sau nu este ținut sub control. Mă refer la tensiunea oculară. În momentul când ea oscilează, crește, coboară sau se mai întâmplă cazuri când glaucomul nu poate fi menținut sub acele picături care sunt prescrise de către medic și atunci este neapărat o intervenție chirurgicală pentru a stopa acest proces care oscilează și la un moment dat ajunge la atrofierea parțială sau, în unele cazuri, și totală a nervului optic. Sigur că da, și totală a nervului optic este... Bolile parte... cardiovasculare, la fel, poate să ducă la... Au și ele incidență asupra atrofierii. De ce? Ce se întâmplă? Este o insuficiență... O insuficiență cardiacă... Și insuficienta și... irigare a nervului, irigare, da? Pentru acolo avem vase de sânge, dacă nu da, înțeleg. Da, exact. Acele... circulația sanguină prin... vasele cerebrale, ale oculare, nu mai pătrunde, se înfundează... vasele de sânge și, celulele, de fapt, care atunci, sunt atunci se, este stopat acest proces și imediat încep să se atrofieze nervul optic. Și încep problemele. Da, atunci pacientul simte o vedere mai slabă, la un moment dat o simte ori centrală, deci periferică nu vede sau vede periferic și nu vede central. Și sunt multe, multe cauze care duc la atrofia nervului optic, care nefiind depistată de în timp. Și depistată și netratată, iarăși, da, mai grav. Da, da. Mai sunt grav. Și foarte mulți și mă refer aici la pacienții mai în vârstă care nu au probleme financiare pentru plecare. Uitați, din acest motiv netratat poate să ducă la atrofia totală a nervului optic, plus mai apar și alte probleme a vârstei, degenerescența maculară, edemul macular, iarăși poate macular, produce această atrofiere. Atrofiere a nervului Sigur. Optic. Consumul de alcool, de și asta, fumatul excesiv, nicotina asta, intoxicația cu alcool metilic, unele droguri. Și drogurile. Alcoolul metilic în sensul în care îl ingerezi, adică să consumi, da? Da, da, da. Nu neapărat să fie alcoolul cel care... Da, în momentul când este consumat, mulți din ei poate nici nu știu sau... Da, au fost cazuri de deces în Federația Rusă de la alcoolul metilic acum vreo 2 luni de zile. Au murit vreo 50-60 de consumatori, să zic așa, da, într-un oraș îndepărtat, cred în că, Siberia. Cred că acolo s-a consumat în foarte mult, în exces, da, în exces acel, da. Acel alcool metilic. Bine, dacă se consumă numai și se depistează la timp, deci el poate, se poate remedia această situație. În primul rând, la diagnosticarea atrofiei nervului optic, în primul rând, foarte mult contează de unde a pornit cauza care a produs această boală. Da, de unde vine cauza, da, sigur. Diagnosticarea este foarte, foarte grea, foarte complicată și tocmai de aceea trebuie să se facă o investigație complexă. Amănunțită. Trebuie să fie medicii specialiști în acest domeniu. Nu zic că un medic oftalmolog nu cunoaște această afecțiune, iar la clinica din Federația Rusă este un departament care se ocupă de atrofia nervului optic. Sunt medici specialiști care au făcut cursurile speciale pe lângă cele pe care le are de, ca medic oftalmolog, s-au specializat în acest domeniu și
Anual în clinică se tratează cam la 20-25 de mii de pacienți cu această afecțiune. Anual 25 de pacienți, dintre care își redobândesc toți după tratament vederea sau parțial, sau se stagnează acea atrofie, se poate deci, stagna atrofia? Da, deci se stagnează, se îmbunătățește, bineînțeles cu atrofie, aici vorbim de atrofia parțială. Parțială, categoric, aici și spus că dacă parțială. Se atrofiază definitiv, da. Nu mai poate fi făcut nimic, pentru că nu mai e ce să resuscitez, să zic așa. Da, exact, pentru că în foarte multe cazuri se spune că atrofia nervului optic este o afecțiune care nu poate fi vindecată. Am înțeles. Probabil se referă vindecată în ce sens? În sensul de a duce în totalitate. A vederii, da. A vederii. Da, 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 da. Nu, de fapt, toți sperăm să se producă. Noi sperăm, dar să știți că foarte mulți pacienți în momentul când văd o îmbunătățire, pentru ei este ceva în plus. Am înțeles, am înțeles. Din 25, să spunem, de pacienți care ajung în Federația Rusă, câți reușesc să-și, cel puțin, să-și, nu știu, să-și stagneze boala sau să o îmbunătățească această vedere? Dacă atrofia e parțială. Da, dacă atrofia este parțială și, să zicem, din acești 20-25 de pacienți vor respecta toate prescripțiile pe care le recomandă medicii, vor continua cu acest tratament și aici în țară, vor mai reveni în Federația Rusă peste un an, doi ani jumătate, să zicem, sau trei, în funcție de posibilitățile fiecăruia, își recuperează vederea acei 25 de pacienți. Dacă nu se respectă acel tratament, acele prescripții și regulile care le impun medicii. Bineînțeles, ca și în orice boală. La fel este. Dacă nu respectăm prescripțiile, nu o să ajungem la un rezultat pozitiv. La care așteptăm. Mulți dintre noi vor, de fapt, imediat să se vadă rezultatele, ceea ce e puțin mai greu, trebuie să treacă un timp, trebuie să respecti anumite reguli, trebuie urmat tratamentul medicii îl impun și probabil și un fel de mod de viață. Nu mai citești foarte mult, nu se mai obosești vederea foarte mult. Eu știu, nu mai consumi anumite alimente, nu mai consumi băuturi alcoolice, dacă ești unul dintre cei care consumă, să zic așa. Și, adică, să se schimbe puțin și modul de viață. Și psihicul, cumva, și să gândești pozitiv. Psihicul și mai ales acest tratament este compus din tratamente vasodilatatoare, care dilată vasele. De sânge. Sunt medicamente care îmbunătățesc fluxul sanguin la nivelul nervului optic. Sunt medicamente care îmbunătățesc procesele metabolice ale sistemului nervos și al țesutului nervos. Și atunci, bineînțeles că procesul nu apare imediat. Să zicem, după 3, 4, 5 zile de tratament, acești pacienți încep să simțească o mică îmbunătățire care ia pe parcurs dă roade și de rezultate mai mari. Importante. Adică vedem că pe măsură ce timpul trece, putem să observăm mai bine obiectele, să nu ne mai obosească vederea, să nu ne mai lăcrimeze ochiul, că până la urmă ceața care apare pe retină sau mai dispare. Da, e un semn că a obosit de fapt. Pentru că aceste medicamente, aceste toate preparate au și ca scop stimularea metabolismului și absorpției proceselor patologice. Am înțeles. Și vă dați seama, asta nu se întâmplă imediat. Deci e o perioadă, din acest motiv, acest tratament are o durată de 10 zile. Am înțeles, în care pacienții stau în clinică. Da, în care pacienții stau în clinică și undeva li se fac câte 10-15 sesiuni de tratament. Ședințe de tratament, oamenii... da. Pentru că ei alternează, deci medicamentos tratament cu electrostimulare, magnetostimulare și nu la toți pacienții este același tratament. Deci chiar dacă el face electrostimulare sau magnetostimulare, tratamentul este diferit. Da, sunt convins de acest lucru și fiind tratamentul diferit, există de fapt putem să numim alternativ. Da,
alternanță pe un procedeu sau pe alt procedeu al acestui tip de intervenție. Ca să spunem că, până la urmă, tot o intervenție. Că noi suntem obișnuiți ca intervențiile să fie cele prin care operez, prin care vii cu laserul, cu... dar aici tratament tot o intervenție pentru că se intervine asupra stării de sănătate a nervului optic. Luăm o scurtă pauză și revenim cu discuția noastră în partea a doua. Domnilor, domnilor, revenim în partea a doua cu discuția despre tratamentul și categoric redarea luminii ochilor, așa cum spuneam mai devreme, ca un fel de parafrazare, un fel de proverb românesc. Revenim în doar câteva minute cu Vera Iliescu, invitata de astăzi. Am revenit, doamnelor, domnilor, în partea a doua ediției de astăzi a emisiunii Profesie, Educație, Carieră. Vorbim despre tratamentul oftalmologic, despre tratamentul atrofiei globului ocular, nervului optic, de fapt, al globului ocular, modul în care afecțiuni diferite și colaterale, am putea spune, adiacente, conduc către o atrofie și mai mult decât atât grăbesc această atrofie. Discutăm despre toate aceste aspecte cu Vera Iliescu, reprezentant pentru România a clinicii microchirurgia ochiului Academician Feodorov, care se află în Federația Rusă, în orașul Cheboksary. În prima parte am discutat pe larg despre acest tip de tratament. Acum vom vorbi despre un program intitulat A doua șansă, care a fost conceput de către specialiștii clinici microchirurgia ochiului Academician Feodorov. Cum au propus, cum a plecat acest proiect? De unde s-a născut el? Acest proiect, în discuție cu domnul director, profesor Paștaev, prin care erau foarte mulți pacienți care, după plecarea medicilor din România, din anumite motive, n-au putut ajunge la consultație pentru a fi consultați de către specialiștii acestei clinici. Și atunci am decis împreună ca să lansăm acest program A doua șansă. În ce constă acest program? Noi îl vom lansa oficial de începând cu data de 1 martie 2017. În ce va consta acest program? Programul A doua șansă este conceput special pentru pacienții cu probleme oftalmologice de orice tip. Pentru a primi o consultație de la acești medici din Federația Rusă, de la departamentul afecțiunii cu care acest pacient, de care acest pacient suferă. Ca pacient din România, eu trebuie să fac, adică orice pacient trebuie să vină la reprezentanța noastră. Din România, de aici, de pe Baba Novac, numărul 1, cea pe care am prezentat-o. Da, deci anterior. Pe Baba Novac, numărul 1, ne găsește numai în momentul în care avem consultații. Așa. În momentul în care aceste consultații nu sunt, deci sediul reprezentanței este pe strada Gheorghe Lazar, numărul 6. Am înțeles. 6. Depune un dosar cu evoluția bolii, cu tomografiile computerizate. Făcute și în altă parte sau doar făcute, făcute și în altă parte, nu este neapărat. Pentru consultare. Da. Pentru consultarea de către medicii specialiști de la Academia... Academician Feodorov. Acest dosar... De la clinică, de fapt, da, acest dosar ajunge la noi. Dacă nu este tradus, nu sunt traduse în limba rusă, de obicei, dumneavoastră știu că asigurați traducerea. Noi asigurăm traducerea. Sunteți vorbitoare de limba rusă. Fluent. Le traducem, le trimitem către clinică și la departamentul. De exemplu, dacă diagnosticul este atrofie de nerv optic, dosarul va ajunge la departamentul de atrofie nerv optic, glaucom și așa mai departe. Acești medici studiază acest dosar, aceste tomografii, RMN-uri și interpretări ale medicilor din țară. Ei le studiază și dacă părerea lor este că trebuie început un tratament conservator, este necesară o intervenție chirurgicală, atunci acești medici trimit către reprezentanța noastră acest dosar cu concluziile. Și odată cu aceste concluzii le vine și programarea pentru intervenție sau tratament. Intervenția care, de fapt, se va face la clinică. Se va face la clinică, bineînțeles. Și atunci, dacă pacientul
se decide asupra plecării, reprezentanța începe demersurile pentru întocmirea tuturor documentelor care ține de plecare. Și atunci acest pacient este programat pentru data când pleacă grupul. Dacă medicii constată că este o urgență și acest pacient trebuie să ajungă în cel mai scurt timp, atunci reprezentanța întocmește toate actele necesare și se va pleca individual cu acel pacient. Am înțeles. Acest program l-am lansat pentru a veni în întâmpinarea pacienților și de la a da o două șansă. Dacă acest pacient consideră că dorește să îmbunătățească vederea și dorește să plece, bineînțeles, și cu problemele financiare, cu cea mai mare plăcere. Asta a fost ideea domnului Paștaev împreună cu ideea. Foarte frumos, noastră. Foarte frumos. Știu că dumneavoastră însoțiți grupurile, acolo asigurați, asigurați comunicarea, pentru că faceți și sunteți și translator, faceți traducerea discuțiilor. Însoțiți, rămâneți lângă grup și lângă pacienți pe toată perioada. Să spunem acolo dacă există posibilități de cazare. Știu că în interiorul, în incinta clinicii, se pot caza pacienții. Atât pacientul cât și însoțitorul. Cât și însoțitorul, da. Poate să fie și 2 și 3 însoțitori. Nu este nicio problemă. Există spațiu, da? Există. Există. Acest program, A doua șansă, va fi publicat pe pagina Microchirurgie ochiului, unde pacienții vor putea citi și cei care vor fi interesați, cu cea mai mare plăcere le oferim această șansă. Am înțeles. Dincolo de acest aspect, cum se procedează pentru obținerea vizei, pentru obținerea biletului de avion, tot prin intermediul dumneavoastră se rezolvă această documentație, da? Să explicați, ca să știe cei care ne toată ascultă. Documentația necesară, și anume, chemare, viză, asigurare medicală, pentru că este nevoie de asigurare medicală și este o singură firmă din București care emite asemenea asigurări medicale care sunt valabile pe teritoriul Federației Ruse. Bilet de avion, se ocupă reprezentanța. Pacientul, pașaportul valabil. Am înțeles. Da, și prezintă documentele la terminele stabilite pe care noi le punem în acele documente pe care le dăm cu costurile necesare pentru intervenții când vin la consultație. Știu că se plătește și viza, e un cost foarte mic, dar pentru tratament medical. Quantum, viza, deschiderea vizei este în jur de 42 de dolari. Da, plus comisionul și taxele consulare pe care le... Dar oricum nu ajunge mai mult decât 100 de euro. Am înțeles. Este mai puțin. Am înțeles. Și asta înseamnă, de fapt, viză, taxe consulare, asigurare medicală pentru chemare clinică și absolut de chestia asta se ocupă reprezentanța noastră. Da. Drumul până la Cheboksari se face cu avionul? Se face cu avionul cu escală în Moscova. Va schimba cursa internă, adică de la cursa externă București, Moscova? Da, de pe același aeroport. Da? De pe același aeroport. Șeremetievo. Așa. Deci se ajunge în Șeremetievo. Acolo există altă legătură. Da, există. E un aeroport foarte frumos, elegant, l-am văzut și eu. Da, și mare. Da, l-am văzut și eu și deosebit, așa. Și se face... E ca un mic oraș. Transferul de la un terminal, de la E la D și invers, de la D la E, se urcă în cursa către Kazani cu avionul. Acolo suntem așteptați de către autocarul clinicii, care ne preia și ne duce la clinică. Adică pacientul nu face niciun fel de efort să își găsească singur cursa? Nu, nu. Dumneavoastră plecați de la Constanța până la Cheboksari și înapoi însoțiți? Da, noi de obicei zburăm cu cursa Aeroflot. Aeroflot, da. Aeroflot. E compania oficială. Compania oficială și zburăm cu o cursă care are legătura între sosirea noastră, noi sosind dintr-o străinătate, trebuie să avem un timp mai mare pentru trecerea frontierii vamei și tot. Pentru procesarea documentelor. Și de aceea am optat cu această companie care ne oferă
această posibilitate de a avea un timp între escale de 2 ore și 30 de minute pentru a nu pierde cealaltă cursă. Sigur că da. Cât durează drumul? Drumul durează București-Moscova 3 ore pentru că avionul face escală prin Budapesta. Sau? Nu face nicio escală, dar nu merge peste Ucraina, nu zboară peste Ucraina și ocolește Cehia, Polonia, Belarusia și ajunge... Ocolește, cum ar veni. Ocolește, iar de la Moscova până la Kazan, o oră și 10 minute. Am înțeles, în zborul intern, în interiorul Federației Ruse. Cum a fost experiența celor care au cunoscut tratamentul acolo, au stat în clinică? Care au fost opiniile la întoarcere? Să știți că ați fost de multe acolo. Da, din anul trecut. Da. De timp de un an de zile, să zicem așa, din septembrie 2016 n-am mai fost. Uitați că acum în martie pe 27 avem iarăși un grup care plecăm către Federația Rusă. Vreau să menționez faptul că în acest grup sunt majoritatea pacienților cu atrofie nervoptic, sunt și copii, sunt și maturi. Un singur pacient are o altă afecțiune, hipermetropie. Și toți care se întorc, bineînțeles, când pleacă, sunt câteva emoții, totuși este o distanță și le dăm și perfectă dreptate, pentru că pleacă când emoțiile, ce se va întâmpla, cum mă voi întoarce, să nu pierd ceea ce am, foarte multe cazuri am întâlnit, iar în momentul când se întorc, într-adevăr, părerea este alta. Este părerea alta, sigur, dar sunt convins. De cât timp însoțiți? Știu că de vreo 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. După ce am reluat, deci de vreo 3 ani de zile. Mergeți de 2-3 ori pe an? De 2 ori pe an, pentru că este imposibil de a merge de mai multe ori. Durează mult? Durează până refaci grupul? Până întocmești documentele? Până obții avizele? Nu este atâta mare problema când se întocmesc aceste acte. Mai mult este că pacienții din anumite probleme, sau materiale, sau financiare, sau familiare, nu pot pleca și e mai bine să faci un grup mai... unul spre toamnă și unul spre primăvară. Sunt și condițiile meteo, vă dați seama, pe timp de iarnă nu e chiar atât de ușor zbor decât să stai ore întregi în aeroport, mai bine. Sigur că da. Și acolo, de fapt, iarna vine mai repede, primăvara vine mai târziu. E posibil că acum când noi vom pleca să mai găsim încă puțină iarna. Sigur. E în altă zonă geografică. Da. E foarte frumoasă Federația Rusă. Am fost și eu în mai multe locații. Moscova în principal și după aceea câteva orașe nu din jurul Moscovei, ceva mai îndepărtat decât Moscova și chiar merită văzută. Merită, de fapt, e ca o excursie. Da. Acum, cu tot respectul pentru acești domni și doamne și copilași care au afecțiunile, chiar merită făcut această intervenție, pentru că vederea e foarte importantă pentru viață. Da, eu așa cum am mai vorbit în emisiunile anterioare, întotdeauna am purtat discuțiile cu domnul director, am să încerc și acum pentru a opta referitor la acest tratament de a fi să fie adus și în România, bineînțeles cu permisiunea medicilor din Federația Rusă, sub controlul lor, de a se efectua și în România. Eu sper să se efectuează la aceleași standarde. Se poate aici? Au ei toată, logistica de acolo? Se poate numai dacă se va aduce acele instrumentare, acea tehnologie. Vă dați seama, va dura ceva timp, dar venind în întâmpinarea multora pacienți care din anumite motive nu pleacă și motivul singur este partea financiară. Da, care totuși este V-am zis că colaborăm cu medicii din România, deci n-ar fi problema de partea medicală pentru că avem spațiu, avem
încercăm să căutăm. Eu încerc să, pe parcurs să optăm pentru fondurile europene de a construi un centru medical cu aceeași logistică și cu medici care să poată veni de acolo, exact, să poată oferi aici, da, aceleași servicii, aceleași, să poată să facă investigațiile aici, să nu mai fie nevoie transportarea oamenilor, exact, până acolo. Să fie centru, și a reduce costurile foarte mult. Să fie centrul permanent. Să fie clinica permanentă, să funcționeze aici ca orice pacient în momentul când dă un telefon și încearcă să întrebe problemele, să poată veni, să fie consultat, să fie și operat, da, și mai ales, da, pentru, da, că foarte mulți pacienți sunt care au nevoie de acest tratament conservator. Și vă dați seama că mai mult sunt cheltuielile de plecare, da, decât aceste cheltuieli pentru tratament. Sunt convins, pentru că totuși. Dar aici este iarăși. Totul. Da, iarăși problema fondurilor europene. Eu, da, întotdeauna. Dar v-ați gândit la un proiect că pe fonduri europene să puteți atrage. M-am gândit la un proiect, mă mai gândesc în continuare, am să discut și cu directorul clinicii despre, da, proiectul respectiv, să vedem ce putem obține și din partea Federației Ruse, măcar aparatura. Sigur că da. Și bineînțeles, ei vor fi de acord ca să facă. E o investiție a lor. Și este, de fapt, și este o investiție, e și este o investiție de durată. Nu zic că asta se va întâmpla într-un an, doi. Uitați, da, că noi de trei ani de zile am zis că vom colabora cu medicii români. Uitați că încet, încet am început să ne ridicăm la standarde care de fapt presupun, da, o intervenție asemenea, da, complexitate, că până la urmă ca să operezi la nivelul acesta, îți trebuie, da, precizie, exact, și îți trebuie de fapt aparatură. Aparatură, îți trebuie sofisticată. Personal calificat. Sigur, și specializat. Și specializat. Să cunoască, deci, modul în orice care operează. Medic din România se poate specializa, se poate califica și poate continua, sigur, în România aceste tratamente. Noi discuția de principiu pe care ați avut-o a fost pozitivă, adică au acceptat, doar că, da, s-au gândit la intervalul, da, de timp. Da, da, deci întotdeauna, deci nu a fost problema pentru ca medicilor din Federația Rusă să nu colaboreze cu medicii români, chiar au, da, fost foarte interesați de a-și schimba opiniile și ce pot rezolva medicii din Federația Rusă, da, cu ce vin medicii din România. Deci chiar li s-a părut un proiect foarte interesant și ambițios, de durată. Și ambițios, da, pentru, exact, România, exact, pentru că, exact, presupun, în afara Federației Ruse nu ar mai exista altă clinică, adică o reprezentanță a clinicii Academician Feodorov. Nu. Decât nu, aici, da, dacă s-ar, da, contura de fapt acest, da, laborator, ar fi doar aici, da, în afara Federației Ruse. Da, da. Ceea ce înseamnă de fapt foarte mult. Că este, pot veni și pacienții din statele care s-au aproape, da, de România. Da, poate să vină. Din Balcan, din zona, să spunem așa, de vest a României și tot, exact, așa. Exact, exact. Și ar fi un centru oftalmologic, o clinică oftalmologică care tot timpul ar avea activitate. Da, sunt convins. Și ați încercat să vedeți ce posibilități de accesare a fondurilor există? Ați făcut așa o căutare sau v-ați adresat la vreo instituție care acordă? N-am găsit încă o instituție, da, care este finanțatoare, de fapt, finanțatoare sau să fie specializată în domeniul medical, da, dar în cel mai apropiat timp vom rezolva și problema. Ar fi foarte frumos. Și problema, singura problemă este cu cât înainte mai rapid și apar acele fonduri europene, construcția și tot ce este necesar, bineînțeles, sub îndrumarea lor, că este o anumită și tehnologie de a reamenaja, sigur, acel spațiu, sigur. Și
aparatura, chiar și dacă nu este adusă din Federația Rusă, ea poate fi procurată și din altă parte, dar să fie cea cu care lucrează și acești medici, ca să poată și ei... Sigur că da, sunt convins. Credeți că se va scurta și timpul de intervenție și investigațiile preliminare, adică diagnosticarea? Da, bineînțeles. Va fi un proces mult mai simplu și cred că mai eficient pentru cei care... Da, pentru că atunci se va putea lucra și cu casa de asigurări. Am înțeles. Deci se va putea lucra cu casa de asigurări, mai ales pentru pensionari, pentru oamenii nevoiași. Da, uitați da. Că sunt multe, multe familii care au probleme oftalmologice cu copiii, dar din posibilitățile financiare nu pot avea un efort pentru plecare în Federația Rusă. Atunci ei ar putea fi tratați aici în România și atunci lucrurile vor sta altfel. Tot altfel, sigur că da. Și bineînțeles, clinică la standarde europene. Da, sunt convins. Ați avea spațiu dacă ați putea accesa fondurile? Bineînțeles, căutarea, spațiile de închiriat sunt, sau chiar terenuri pentru construcții, am luat de la zero, am construit, cum zice constructorul, din temelie această clinică și am, dar... Pentru grupul din martie, câți pacienți aveți? Cu tot cu însoțitorii în jur de 20. Am înțeles. Însoțitori nu sunt doar dumneavoastră, ci și aparținători din familie, da? Pentru copilași vin părinții? Da, pentru copilași vine unul din părinți sau ambii părinții. Mai sunt și în vârstă, care vine copilul și însoțește părintele. Ca translatori de limba rusă, cu medicii și pacienții, medic-pacient și invers, suntem de data asta doi însoțitori de grup. Am înțeles foarte pentru frumos, că foarte grupul bine. Este mare și ca să fie lucru o calitate bună, deci trebuie, nu poți să conduci 20 de persoane, pentru că fiecare are întrebările și problemele și medicii la fel trebuie investigația. Da, sunt convins de lucrul acesta. Cred că probabil va trebui să mai faceți 2-3 deplasări anul acesta, anul viitor, da. Până când da. Vă localizați aici la Constanța. Și cred eu că va fi o reușită din toate punctele de vedere. Cred că va fi până la urmă fezabil acest proiect și cred că se va încheia într-un mod frumos pentru eu noi. Sunt optimistă. Și eu îmi doresc eu ca cred... toți cei care au afecțiuni să poată să se trateze aici și să fie mai eu bine, cred. De fapt, pentru ei și costuri mult mai mici. De ce? Dacă există șansa, dacă există recuperarea vederii, dacă se poate readuce la viață ceea ce încă nu s-a pierdut. Nu s-a pierdut, sigur. De ce? Sigur. Nu se poate. S-a îmbunătățit, eventual. Da, s-a eventual îmbunătățit. Îmbunătățit. Eu vă felicit pentru tot ce faceți, că e foarte important ce faceți. E o muncă, până la urmă, și un suflet pentru toată lumea care ajunge cu o speranță de însănătoșire. Da. E un mare lucru să poți să fii alături de acei oameni, să asigur traducerea discuțiilor, să poți să-i încurajezi, să le îmbogățești, de fapt, și experiența lor, da. Și să fie lângă ei o persoană caldă și plăcută ca să poată să-i încurajeze, pentru că atunci când ajungi sau când mergi pentru o intervenție, suferi mult și exact. Simți și... că nu mai ești același. Să știți că nu este ușor de a face. Nu este ușor, nu este, pentru că trebuie să fii lângă fiecare pacient. Categoric. Și trebuie să te simți că ai fi tu în locul acelui pacient și întotdeauna ai întrebările. Câteodată ele apar mult mai multe decât sigur. Ar fi programate în țară. Și atunci trebuie să găsești trebuie să găsești acel răspuns și comunicarea, pentru că întotdeauna pacientul când pleacă într-o țară străină
mai ales necunoscând limba, da, are o oarecare reticență. Vrea mai mult, dorește mai mult, categoric, să obțină mai multe și dorește să obțină alte păreri. Sigur, sunt convins. Întotdeauna. Și atunci tu trebuie să fii întotdeauna lângă ei, să-i ajuți ca să treacă peste acest moment, această perioadă. Sunt convins că lucrurile vor funcționa cum trebuie și sunt convins că veți fi aceeași persoană deosebită și, până la urmă, un girul păstor. Da, mulțumesc. Succes în ce faceți și să da Domnul să se întâmple așa cum vă doriți, acest proiect să se producă și să se finalizeze. Eu îmi doresc, da. Și să ne reîntâlnim să vorbim despre el. Exact. Nu neapărat să ne întâlnim chiar și în acel spațiu. Sigur, să vorbim poate și mai mult decât putem vorbi într-o emisiune. Sigur că da. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Felicitări și succes în ce faceți. Mulțumesc mult. Domnilor, domnilor, a fost doamna Vera Iliescu, reprezentanta clinicii Academician Feodorov din Federația Rusă, reprezentanta pentru România. Ne-a vorbit despre modul în care se pot face intervențiile de microchirurgie a ochiului în diverse modalități cu specialiști de primă mână din Federația Rusă și iată, e un proiect care se conturează realizarea unei clinici sau crearea, construcția unei clinici la Constanța, dotarea ei. Probabil că în viitor va fi mult mai ușor pentru toți cei care au afecțiuni ale ochiului să se trateze aici. Eu sunt Enache Tușane, ne revedem sâmbătă la cafeneaua lui Enache, când voi fi din nou gazda dumneavoastră, așa cum se întâmplă în fiecare seară de sâmbătă. Până atunci, toate cele bune, la revedere!